Mă plictisesc! Nu trăiesc! Mă plictisesc! He, he, a te plictisi este foarte sultănește. Se plictisește. Nu înțelegeți că mă plictisesc îngrozitor ca un burice care joacă singur șah pe un covor. He, he, sigur se plictisește ca un pește. Se plictisește, se plictisește, dar este stăpânul plictisului. Alamadin, Alamadin, ce-ați mai vrea, mărite sultan, care le știți, care le cunoașteți pe toate, încă din fașă, și pe toți și pe toate? Culmea e că tocmai asta nu știu. Știu? Oho, știe, bineînțeles că știe. Și asta e tocmai culmea culmilor, culmești. Dă-mi voie să nu te cred, panorama tot cuprinzătoare a înțelepciunii, chiparos al trandescenței, vulcan activ al sofismelor, taman cel care le știe pe toate, să nu știe ce știe. Pe cine nătărăule îndrăznești tu să faci chiparos? Am spus eu așa ceva? Chiar dacă n-a spus-o, în mod sigur ați gândit-o. Sunt posedat de o gândire vegetală, pe bune. Pe bune, nu doar pe alune. Nu știu, mare vizir Izmir, ce m-a apucat. De la un timp, nu mă mai las. Habar n-am. Mă las pe magistrala ta, mânuță apucătoare. Pe fantezia-ți, măsurată demn în iataganele tale. Am vrut să spun. Aferim! Plecăciunea plecăciunilor plecăciunești! Rezolvăm și încălecăm! Încurcă glume! Ilmaz! Unde te-ai ascuns, inventatorule de distracții? Arată schipul boit și sulemerit! Aici, aici! În umbra palmierilor rușinii mărite, vizir, după colțul colțului colțat! Nerușinatule, ne rușinezi prin rușinoasa nerușinarea ta! Ha, ha, ha! Ha 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 ha. Arată schipul frumos, drag și luminos, ca să te descos. Ce te codești? Propune farate, propune, fără a ne indispune. O paradă multicoloră de struți, mărite fetine. De tigri, de maimuțe. Slăbuți, foarte slăbuți. S-a văzut, s-a mai făcut, s-a mai văzut. O cursă atunci, de cămiloi buzați, despăducheați, coafați și pudrați. Nimic nou, sub soare, sub lună, sub semilună. Nimic original, prea indigen, prea rău mirositor. Moment! Putem să acoperim mirosurile cu o ploaie fină de apă de trandafir mixată cu pastă de ceapă. Avem 50.000 de pămătufuri gata pregătite. Rezolvăm și încălecăm. 150 de butoaie cred că ar fi suficiente. Altceva am zis!